Astăzi aș vrea să vorbim despre rugăciunea care vine dintr-o inimă sinceră. Așa cum v-am mai spus și în trecut, rugăciunea se bazează pe o relație și nu pe o datorie religioasă. Nu este o obligație pe care noi am primit-o din partea lui Dumnezeu. Rugăciunea se bazează pe o comunicare și pe o relație foarte intimă cu Dumnezeu, creatorul întregului univers și pământul pe care locuim. O asemenea relație cere multă sinceritate și transparență din partea noastră. Rugăciunea, până la urmă, înseamnă să fiu un om autentic. Îmi aduc și acum aminte că atunci când m-am întors la Dumnezeu și am început să mă rog cu diversi oameni, am fost foarte intimidat de anumite expresii pompoase pe care aceștia le foloseau în rugăciune. Trebuie să recunosc că m-am simțit foarte stingher, până într-o zi când m-am rugat cu un prieten care se ruga ca și cum ar vorbi cu cel mai bun prieten al său. Atunci mi-am dat seama că așa trebuie să mă rog și eu. Epistola lui Iacov spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar ce înseamnă să fii un om neprihănit? În primul rând înseamnă să fii un om care are o relație corectă cu Dumnezeu. Și bineînțeles că această relație e posibilă doar prin Hristos. Dar ne mai spune ceva acest pasaj biblic despre cine trebuie să se roage și cum trebuie să se roage. Cel bolnav și aflat în suferință trebuie să se roage și să-și mărturisească păcatele. Cu alte cuvinte, dacă vrem să avem putere mare în rugăciune și să fim cât mai eficienți în viața noastră de rugăciune, trebuie să fim cât mai sinceri. Trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu și cât mai transparenți cu cei din jurul nostru. Dacă vom fi cu adevărat sinceri, Dumnezeu ne promite că ne va asculta rugăciunile. Așadar, vreau să te încurajez să fii un om autentic și să fii în primul rând sincer cu tine însuți, apoi cu Dumnezeu și cu ceilalți. Iar atunci când vine vorba de sinceritate și transparență, nu numai că Dumnezeu ne va auzi rugăciunile, dar le va și asculta. Apropo, știai că El cunoaște toate cuvintele din inima ta înainte de a le rosti? De aceea te rog frumos, fii sincer și varsă-ți inima înaintea Lui. El te iubește, iar dacă ai o relație corectă cu El, mare putere va avea rugăciunea ta înaintea sa. Nu uita, fii sincer cu Dumnezeu și El te va binecuvânta.